Care sunt datoriile omului mântuit, omului iertat, datoriile față de Dumnezeu? Întâi de toate, ce datorăm lui Dumnezeu? Faptul că beneficiem de o pace inexplicabilă. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, cu versetul 27, Domnul Iisus Hristos spune: vă dau pacea mea. Vă las pacea mea, dar nu vă dau cum o dă lumea. Și să nu vi se tulbure inima. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Pacea pe care o dă Dumnezeu este diferită de pacea pe care o clamează NATO. Instituțiile continentale sau mondiale. Pacea pe care Dumnezeu ne-o oferă este una inexplicabilă. Nu vă dau cum o dă lumea. Auziți despre oameni care Amin. Au depresie. Oameni care au stres. Oameni care au insomnii, care au tulburări. Păi luna noiembrie este considerată luna când corpul medical, medicina, se îndreaptă spre boala numită epilepsie. Lumea care noi trăim este o lume care nu are pace. Oamenii apelează la drog, fiindcă nu au pace. Apelează la alcool, fiindcă nu au pace. Unii își pun capăt zilelor, fiindcă nu au pace. Se ceartă, fiindcă nu au pace. Dar pacea la vedere este una temporară, care nu rezistă. Pacea pe care o dă Dumnezeu îl face pe om să aibă somn, îl învrednicește să compună, să scrie, să cânte, să se roage. Vă las pacea mea, zicea Mântuitorul Iisus. Vă dau pacea mea. Împăcarea cu Dumnezeu este posibilă numai prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Sfântul Apostol Pavel spune în scrisoarea sa către Coloseni, la capitolul 1, un cuvânt extraordinar de frumos pe care vi-l citesc și dumneavoastră. El scoate în evidență situația în care se aflau oamenii și în care se află oamenii fără Dumnezeu. O prezintă deosebit de frumos și spune așa: El, Domnul Iisus Hristos, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Amin. Prin El au fost făcute toate lucrurile. El este mai înainte de toate lucrurile. El este capul trupului, al bisericii. Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să fie în El și să împace totul cu sine. Îți dai seama? Amin. În Eden, de când omul a păcătuit în relația cu Dumnezeu, de acolo s-a rupt relația. S-a produs prăpastia. Și Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos la noi și El a venit la noi să ne împace. A venit la un om ca mine, ca tine și ca altul și a spus: hai să ne împăcăm. Mă dau pe mine. Mă jertfesc pe mine. Mă cheltuiesc pe mine. Hai să ne împăcăm. Și s-a dat pe sine însuși pentru noi, pentru păcatele noastre. Cum? Acolo pe Golgota, pe cruce, El a rezolvat problema împăcării noastre cu Dumnezeu. În ce fel?
Pe Golgota erau trei cruci. Trei cruci. Pe o cruce era un tâlhar. Pe o altă cruce, alt tâlhar. Și în mijloc era Mântuitorul Domnului Iisus Hristos. Unul din tâlhari se uită la Domnul Iisus Hristos, cel din mijloc, și spune: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, smulge-te din cuie și mântuiește-ne și rezolvă problema noastră. Celălalt zice: păi de ce vorbește așa, că noi suntem vinovați? Domnul se uită spre el și spune: pentru că ai gândit așa, astăzi vei fi cu mine în rai. Hai să numim cele trei cruci. Pe o cruce este omul mort în păcat. Pe cealaltă cruce este omul care moare față de păcat, că Domnul Iisus Hristos îl iartă. Și pe crucea din mijloc este Domnul Iisus Hristos care moare pentru păcat. Și așa s-a produs împăcarea noastră cu Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce datorie mai avem noi față de Dumnezeu care s-a îndurat de noi în felul acesta? Ce datorie? Zice, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Ce datorăm? Cum? Pacea pe care o avem. Îi datorăm pacea pe care o avem. Ce-i mai datorăm? Faptul că avem pace cu Dumnezeu. Și în scrisoarea Sfântului Apostol Pavel către Filipeni, la capitolul 7, 4 cu 7, spune așa: pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile Hristos. Pacea pe care ne-o dă Dumnezeu ne păzește gândurile. Gândurile noastre tulbure în Hristos Iisus. Laud Domnul Hristos. Pacea lui Dumnezeu întrece orice pricepere. Ce mai datorăm noi lui Dumnezeu? Acces. Acces. Liberă trecere. Prin jertfa de pe cruce, prin jertfa de pe Golgota, avem acces la Dumnezeu. Cum? Iată ce spune Biblia în Efeseni, capitolul 2, cu 18. Prin El, prin Domnul Iisus, și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Nu ascund faptul că mereu particip la rugăciune în singurătate sau cu familia sau cu biserică. Ei bine, cu toate acestea, cineva se poate uita la mine, la noi, și să spună: stai mă, dar tu poți să intri la Dumnezeu, să te rogi? Da, prin Domnul Iisus Hristos avem intrare, trecere liberă la Tatăl nostru, la Dumnezeu. Prin El și unii și alții avem intrare liberă la Dumnezeu. Un alt cuvânt spune în scrisoarea către evrei: să ne apropiem, deci, cu îndrăzneală de tronul harului, Evrei 4 cu 16, ca să primim îndurare și să găsim har și ajutor la vreme de nevoie. Prieteni dragi, am o întrebare. Când te-ai rugat ultima dată? Ce loc ocupă rugăciunea în viața ta? Realitatea este că ne ocupăm cu lucruri de nimic. Toată ziua în mintea unora este doar criptomonede, Bitcoin, curs valutar. Alții au în minte doar cum să fure, cum să atace. Alții cum să corupă, cum să dea mită, cum să primească mită. Alții au în minte doar politica, doar cum să ajungă sus, doar cum să conducă, cum să se impună, cum să impresioneze. Alții fac prioritate din mâncare. Biblia spune și-au făcut din
abdomenul lor, din pântecele lor, Dumnezeul lor. Alții sunt preocupați doar de haine, doar de mașini, doar de case. Ce loc ocupă rugăciunea? Cea mai de preț, cea mai valoroasă preocupare la care trebuie să ne întoarcem este rugăciunea. Că în rugăciune noi stăm de vorbă cu Dumnezeu. Să ne apropiem cu deplină încredere. Cum apropiem? Sunt oameni, poate dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră care ne ascultați, vă întrebați, stai mă, cum să mă apropii de Dumnezeu? Că eu nu știu să mă rog, cineva spune. Altul zice, eu nu vreau să mă rog. Altul spune, eu nu pot să mă rog. Altul spune, mie nu-mi place să mă rog. Altul spune, eu n-am nevoie de rugăciune. Ei, fix cu astea trebuie să venim la Domnul și să-i spunem așa, nu știu să mă rog, nu vreau să mă rog, nu-mi place să mă rog, nu-mi trebuie rugăciunea, nu mă interesează. Spune așa, când îi spui Domnului cu gând sincer, Domnul Iisus Hristos intervine, transformă mintea și inima și ne duce în prezența Lui. Îi datorăm pacea lui Dumnezeu, pacea. Pacea tare, pacea din familie, Amin. Pacea din biserică, pacea din minte și din inimă, că poți dormi. Avem acces la Dumnezeu, intrare la Dumnezeu. Așa am citit aici, Lui datorăm această stare de har, că avem intrare la Dumnezeu. Avem nădejde, încredere. Îi datorăm lui Dumnezeu recunoștință ca credere. Zice, însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Aici este prezent, iată Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. E Trinitate, e Sfânta Treime. Imaginați-vă un triunghi cu trei laturi. În unghiul de sus, T, Tatăl, în unghiul din stânga, F, Fiul, în unghiul din dreapta, D, Duhul Sfânt. Și în interior scriem Dumnezeu. Oricare din cele trei laturi, dacă o luăm, l-am desființat pe Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu doar atunci când îl recunoaștem pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iată, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și acum, versetul 8 zice, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, versetul 5. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Tatăl, binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Îi suntem datori lui Amin. Dumnezeu Amin. Pentru pace. Îi suntem datori lui Dumnezeu că avem intrare la El și putem să ne rugăm oriunde ne-am aflat. Ne rugăm la volanul mașinii, în parcare, pe schelă, în baie, la birou, în pat, la masă, în pivniță, în pod, când vine inundația, când vine cutremurul, când vine războiul. Nu trebuie să mă duc numai decât la o catedrală, la un preot să se roage pentru mine. Am intrare slobodă la Dumnezeu. 3. Am nădejde, încredere. Fiindcă avem deci o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală, că nădejdea aceasta nu înșeală. Este extraordinar. Oamenii care nu au nădejde, Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, noi nu suntem ca cei care nu au nădejde. Se spune că oamenii pot să trăiască fără mâncare, fără apă, fără lumină, fără prieteni, mult. Dar nu pot trăi nici o clipă, nici două clipe fără nădejde. Fără încredere în Dumnezeu.
odată socotiți neprihăniți prin harul lui Dumnezeu, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice, spune Sfântul Apostol Pavel. Așteptând fericita noastră nădejde, arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. De ce ne aflăm noi la această întâlnire? De ce citim noi Biblia? De ce cheltuim? De ce consumăm timp? De ce ne rugăm? De ce propovăduim? De ce nu ne ancorăm atât de tare de pământul acesta? Pentru că noi avem nădejde în Dumnezeu, că El a pregătit ceva pentru noi mai bun. Ceva mai bun a pregătit pentru noi Dumnezeu. Iată, dar ce spune? Amin. E extraordinar un cuvânt al lui Dumnezeu pe care vi-l împărtășesc și dumneavoastră. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dar noi ne bucurăm în nădejde. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Noi nu suntem ancorați, legați de pământul acesta ca și când ne-am pus încrederea. Biblia zice, dacă nu ai pentru viața aceasta, v-a spus, încrederea, sunteți cei mai nenorociți oameni de pe pământ. Îi datorăm lui Dumnezeu pacea, îi datorăm lui Dumnezeu intrarea slobodă, liberă, la închinare, îi datorăm nădejdea, încrederea, că El poartă de grijă, El ajută, El vindecă. Pe mine m-a vindecat Domnul Iisus Hristos. Și aștept clipa aceea când să vină să mă ia acasă. Ce mai datorăm oare noi lui Dumnezeu? Că Duhul Sfânt ne confirmă. Duhul Sfânt ne confirmă. Zice așa. Nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul Sfânt ne confirmă. Se uită cineva la noi, la noi doi, și spune, ai mă, vă considerați că dacă mâine mori, mergi în rai, ce garanție ai? Am garanția că Duhul Sfânt este în viața mea și m-a confirmat. Amin. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele mele. Domnul Iisus Hristos m-a mântuit și Duhul Sfânt mă confirmă, mă validează. Asta este extraordinar. Ne bucurăm enorm de mult de harul lui Dumnezeu care ne este dat. Ce mai datorăm lui Dumnezeu? Că în ziua judecății, în fața judecății care va urma, că Domnul Iisus Hristos va judeca lumea, va judeca biserica, va judeca pe orice neam, va judeca neprihăniții, unii pentru răsplată și unii pentru pedeapsă. În fața judecății, noi suntem justificați, achitați. Iată ce spune în versetul 8. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De aceea cântăm. Amin. Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Prin dragostea și harul Său nădăjduiesc și cânt mereu, căci a salvat sufletul meu din veșnica pierzare. Suntem justificați. Domnul Iisus Hristos ne-a iertat. Domnul Iisus Hristos ne-a sfințit. În capitolul 53 din Isaia, Biblia arată cum Domnul Iisus Hristos murea pe cruce. El acolo pe cruce a achitat integral prețul păcatelor mele și păcatelor tale. A achitat integral prețul bolilor mele și prețul bolilor tale. A achitat integral respingerii tale și respingerii mele. A achitat integral prețul singurătății mele și singurătății tale. A rezolvat totul acolo pe cruce. Slavă Domnului Iisus Hristos!
Amin. Se uită Dumnezeu la noi și suntem niște păcătoși, niște netrebnici. Însă, prin Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus spune Tatălui: Tată, am achitat eu pentru ei. Amin. Așadar, și evrei, și bogații, și săracii, și religioșii beneficiază și pot beneficia de mântuire, de iertare, doar prin credință în Domnul Iisus Hristos. Nu prin fapte, nu prin merite. Dragii de ei români, în urmă cu o săptămână au stat la rând, la coadă, în dealul Metropoliei, Patriarhiei, la București. Cu o săptămână înainte au stat la rând în Timișoara. Care mai de care cu jertfele lor? Nu. Mântuirea nu o dau sfinții. Mântuirea nu se dobândește prin fapte. Mântuirea nu se dobândește prin merite. Mântuirea ne este dată fără nicio plată de către Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui. Amin. Dumnezeu își arată dragostea. Iată, și încă un verset zice: de când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți, pentru netrebnici, pentru vagabonzi, pentru proscriși, pentru drogați, pentru alcoolici, pentru cei dependenți de jocurile de noroc, pentru cei care au adicții. Amin. Domnul Hristos a murit și tuturor le dă, ne dă iertarea în dar. Ce-i mai datorăm noi Domnului Iisus Hristos? Extraordinar! Isaia 44:22 spune: ți-am șters fără de legile cum s-ar duce norul și păcatele cum dispare ceața. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Ți-am șters fără de legile ca norul și păcatele ca ceața, dar întoarce-te. Și acum ne apropiem de final, pentru că ne vom ruga. Există interpretări ale unor slujitori care spun așa: dacă Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit, de acum înainte, orice am face, rămânem mântuiți. Însă nu este biblic, nu este scripturistic, scriptural. Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit de păcatele noastre, zice apostolul Pavel în Tit. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui Dumnezeu prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Ne-a mântuit. Amin. Pentru greșelile și abaterile pe care le vei face, le vei face, ține-te bine. Domnul ne-a mântuit de trecut, dar Domnul nu ne-a mântuit anticipat de viitor. De acum înainte poți să faci toate relele din lume, că tu ești mântuit. Și acum vin cu versetul care ne ajută, care ne ajută. De aici, din lecțiunea noastră. Zice așa, versetul 9: deci cu cât mai mult acum, când suntem socotiți, neprihăniți, adică sfințiți, îndreptățiți, prin sângele Lui, observă, vom fi mântuiți. Repet. Acum suntem socotiți, neprihăniți, prin sângele Lui. Deci suntem socotiți, neprihăniți, mântuiți. Și El continuă și spune: vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, în trecut am fost împăcați cu Dumnezeu, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi
mântuiți prin viața Lui. Nu e așa că e simplu? Am fost împăcați când eram vrăjmași și înjuram și batjocoream și făceam toate relele. Dumnezeu l-a trimis la vremea potrivită pe Domnul Iisus Hristos la noi, ne-a smuls din întuneric la lumină, din moarte la viață, de sub puterea lui Satan ne-a adus la Dumnezeu. Amin. Să umblăm în lumină. Să umblăm în lumină. Și în cazul în care pe traseul umblării există devieri, vom fi mântuiți prin Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, ce ne rămâne nouă de făcut? Acum, cu ce încheiem noi? Bucuria împăcării cu El. Lui îi datorăm bucuria împăcării. Noi cântam o cântare veche. De când pe Domnul l-am aflat, de atunci sunt un om bogat. Și nu mi-e frică nici de iad, căci El mă ajută când cad. Suntem îmbogățiți, suntem binecuvântați. Mântuit și iar mântuit, am zis. Și în final, beneficiem de bucuria împăcării cu Domnul. Versetul 2 arată. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ne bucurăm că ne-a mântuit. Versetul 11. Amin. Nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Mântuirea se capătă prin Domnul Iisus. Am căpătat-o prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Și cineva spune, bine frate, eu înțeleg că ne chem la bucurie, dar nu știi ce necazuri am eu. E drept, Domnul Iisus m-a mântuit, m-a iertat, mă rog, am bucurie, dar și atâta, nu pot să mă bucur că eu am probleme, poate să spună cineva. Dumneatale, ce știi? Eu am probleme cu soția, sau am probleme cu soțul, sau am probleme cu părinții, sau am probleme cu copiii, sau am probleme cu șefii, sau am probleme de sănătate. Cine știe câte mai am eu? Vă îndemn respectuos să ne întoarcem la versetul 3. Toți cei care spuneți că bucuria este diminuată de necaz, de boală, de amendă, de sărăcie, de inundație, de cutremur, iată ce spune cuvântul în versetul 3. Vrei să-l citești tu, te rog frumos, Adi, versetul 3? Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare. Și mai departe, și versetul 4. Răbdare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Extraordinar! Extraordinar! Ne bucurăm că suntem mântuiți! Ne bucurăm că avem pace cu Dumnezeu! Ne bucurăm că am intrat în această stare de har! Amin! Ne bucurăm că avem acces la Tatăl în rugăciune și ne rugăm și ne vom ruga la sfârșitul părtășiei. Ne bucurăm că în ziua judecății vom fi primiți acasă și ne va pune cu luna pe cap. Dar ne bucurăm și acum, în necazul. Amenda, boala, accidentul, vremea rea, vestea rea, nu au puterea să ne stingă bucuria inimii. Amin. Odată mântuit, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată din belșug în inimile noastre.
suntem răscumpărați, suntem justificați, ne este scris numele în cartea vieții, suntem moștenitori, am fost smulși, suntem mântuiți și vom fi mântuiți de mânia viitoare și de judecata viitoare. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. O cântare pe care noi o cântăm spune: Doamne, în necazuri lângă noi rămâi, chinurile noastre Tu le înduri întâi. Ele mai înainte trec prin mâna Ta, Tu nu îngădui, Doamne, mai mult decât putem purta. Amin. Nu v-a ajuns nicio ispită, zice Scriptura, care să nu fi fost potrivită cu puterile voastre. Împreună cu ispita, Dumnezeu a pregătit și mijlocul de a ieși din ea. Surori și frați, bucurați-vă! Și când spun să vă bucurați, vă spun cu convingere. Nu împovărați inima cu vești rele. Nu împovărați inima cu gânduri rele. Nu împovărați inima cu stres, cu îndoială. Mulțumiți-i lui Dumnezeu. Biblia spune, mulțumiți-vă cu ce aveți. Biblia spune, mulțumiți-vă cu lefurile voastre. Biblia spune, mulțumiți-vă cu ziua de azi. Ajunge zilei necazului ei, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Omul matur mulțumește lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos, când avea în față 5.000 de bărbați și femei și avea doar 5 pâini și 2 pești, a venit și a făcut o rugăciune tulburătoare. A zis, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a frânt și le-a dat. Nu s-a rugat ca Dumnezeu să facă din cele 5 pâini 5.000 de pâini, un camion, un tir. Nu! A mulțumit, Doamne, mulțumesc că Tu vei sătura mulțimile și le-a săturat. La cina Domnului, El a luat rodul viței și pâinea, a mulțumit și le-a dat. Când a ajuns la mormântul lui Lazar, a spus, Tată, știu că de multe ori m-ai ascultat, ascultă-mă de data aceasta, Lazare, vino afară. Mulțumirea caracterizează omul matur. Mulțumirea caracterizează omul educat. Mulțumirea caracterizează omul credincios. Fiți mulțumitori și bucurați-vă de mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o în dar. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har și ne bucurăm. Dar iată, în continuare, Biblia ne spune un cuvânt atât de frumos. Versetul 17. Dacă prin greșeala unui singur om moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul iertării, versetul 17, vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Cu ce gând încheiem noi întâlnirea numită beneficiile împăcării? Cu ce gând? Că Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit, ne-a iertat, ne-a împuternicit, ne-a făcut moștenitori ai vieții veșnice și mai mult decât atât, ne-a dat statutul să domnim asupra păcatului. Păcatul să nu mai domnească asupra mădularelor voastre, asupra gândurilor voastre, asupra inimii voastre. Pentru că prin mântuire, prin răscumpărare, Domnul Iisus Hristos ne-a făcut să domnim asupra păcatului, asupra poftelor, asupra tentațiilor, asupra fricilor, asupra îndoielilor, asupra atacului de panică, asupra duhului epileptic, asupra sindromului Down, asupra fricii de sărăcie, fricii de război. Domnim în numele Domnului Iisus Hristos. Prieteni dragi, cei care sunteți cu noi și ați fost cu noi până aici, vă îndemn să spuneți o rugăciune după mine. Pentru că din acest moment intrăm în apropiere de Domnul. Amin. Și care
dă iertare oamenilor, care a dat iertare tâlharului, femeii păcătoase, lui Zacheu, mie și lui Adi și altora ca noi, îți poate da iertare și ție. Asta știi ce înseamnă? Admit, accept că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatul meu. Îi dau mintea mea și inima mea. Mă lepăd de trecut. Iau angajamentul să îl slujesc și să-l urmez. Chiar din momentele care urmează, vă îndemn să venim într-o rugăciune în care să repetați după mine. Și apoi mă voi ruga și eu și vom încheia. Tată bun! Tată bun! În numele scump al Domnului Iisus! În numele scump al Domnului Iisus! Tată bun! Vin la tine cu viața mea! Tată vin bun! Cu trecutul meu! Amin! Vin la tine cu greșelile mele, cu păcatele mele, cu falimentele mele, cu dezamăgirile mele. Vin la tine, Doamne. Primește-mă și iartă-mă. Doamne Tată, în numele Domnului Iisus mă lepăd de trecutul meu, mă dezic de trecutul meu. Mă lepăd de păcatele mele, Doamne. Mă hotărăsc să încep o nouă viață cu tine, Doamne. Îți dau mintea, îți dau privirile, auzul, gura mea, inima mea, ființa mea ți-o dau ție, Doamne. Primește-mă, te rog, iartă-mă și spală-mă. Și scrie-mi numele în cartea vieții. Tu ai venit să mântui de trecut, de trecutul murdar și nu mai accept condamnarea trecutului. Tu ai venit să lucrezi mântuirea într-un prezent continuu și tu ai venit să lucrezi mântuirea mea în perspectivă și să dai răsplătire. Mulțumesc, Doamne! Doamne Iisuse, mulțumesc pentru toți cei care sunt cu noi și care ne urmăresc. Amin. Doamne, dacă sunt oameni care au frământări, lupte, tulburări, te rog să le dai pace, Doamne. Doamne, dacă sunt oameni care s-au răzvrătit, primește-i acasă. Dă-le iertare, Doamne. Doamne, dacă sunt oameni care au adicții, dependențe de alcool, de tutun, de drog, de jocuri mecanice, de pornografie, de mită, de înșelare, de trădare, de minciună, de vorbire de rău, Tată, Doamne, ne ridicăm în numele Domnului Iisus Hristos și frângem orice legătură, rupem orice întăritură demonică. Amin. Mustrăm orice duh demonic care s-a cuibărit peste cei care au ascultat cuvântul Tău și poruncim oricărui duh demonic să părăsească mințile și inimile oamenilor. Amin. Și să nu vă mai întoarceți niciodată. Pentru că Domnul Iisus Hristos a murit. Domnul Iisus Hristos și-a dat viața. Și sângele Domnului Iisus Hristos spală. Amin. Doamne, dacă sunt oameni bolnavi, te rog, vindecă orice boală și orice neputință în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Doamne, dacă sunt familii dezbinate, te rog să dai pace, Doamne. Dacă sunt persoane, familii în pragul divorțului, te rog, restaurează Tu, Doamne. Amin. Dacă sunt părinți care se roagă pentru copii rebeli, ascultă-le rugăciunea, te rog. Amin. Dacă sunt copii care se roagă pentru părinți, te rog, ascultă-le rugăciunea, Doamne. Doamne Iisuse, dacă sunt slujitori care luptă din greu, binecuvântează-i. Amin. Doamne, mulțumesc pentru fratele Adi și pentru casa lui. Binecuvântează-i familia, alergarea, luptele. Dă-i sănătate. Binecuvântează și casa mea, ființa mea, Doamne. Amin. Te binecuvântez Biserica Limanuri Bune din Botoșani în care mă închid.
Binecuvântează biserica în care se închină fratele Adi și casa lui. Amin. Binecuvântează țara noastră, Doamne, cu conducători loiali, demni și serioși. Binecuvântează țările din jur cu pace, Doamne. Republica Moldova, în care vor fi alegeri. Ucraina, în care este război, și Rusia, și republicile din Federația Rusă. Doamne, binecuvântează poporul Israel, lumea arabă cu pace. Turcia, Ungaria, fostele țări din Iugoslavia, binecuvântează-le cu pace. Doamne, Tată, binecuvântează medicii din țara noastră, profesorii, învățătorii, justiția, poliția, jandarmeria, armata, binecuvântează. Doamne, binecuvântează Ministerul de Finanțe, Ministerul de Externe, amin, Ministerul Industriei, Ministerul Agriculturii, Ministerul Învățământului, Ministerul Sănătății. Doamne, binecuvântează-ne pe noi toți și petreci cu noi, Doamne. Binecuvântează frații noștri de pretutindeni care urmăresc cuvântul Tău. Amin. Cercetează, răsplătește-le cu viață veșnică. În numele scump al Domnului Iisus te-am rugat. Amin. Harul Domnului Iisus Hristos, iubirea Tatălui Ceresc și părtășia Sfântului Duh, fie și rămâie cu noi cu toți. Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Mulțumim tuturor celor ce ați fost împreună cu noi. Și nu în ultimul rând, mulțumim fratelui păstor care a pus timpul acesta la dispoziție și Dumnezeu a vorbit prin cuvânt în seara aceasta, prin gura fratelui. Mulțumim pentru că Dumnezeu a ascultat rugăciunea din seara aceasta pentru cei care astăzi și-au pus nădejdea în Dumnezeu și cu siguranță sunt oameni care astăzi au luat o nouă decizie. Aici împreună cu mine, lângă mine, să spun așa, în studioul acesta, mai departe de mine, dar împreună m-am simțit cu fratele păstor, a fost fratele Petru Huțuțui, păstor la Biserica Limanuri Bune din Botoșani. Totodată, eu nu doar că îl consider un păstor, ci și un mare scriitor. Mă refer că dumnealui ne-a arătat trei publicații în seara aceasta și pentru că ne-a mai strâns, am vrut să, cu toții să le revedem, frate păstor, dacă se poate, pentru că și eu o să fiu interesat să citesc măcar una din aceste cărți, am să mă uit și am să aleg una. Deci, prima carte a afișat-o, Ai valoare se numește. Eu așa văd foarte bine, nu văd prin cameră, dar cred că mai bine ați spune dumneavoastră. Deci, a doua carte se numește Cu inima în palme, scrisă de fratele Petru Huțuțui. Și a treia carte se numește Zbor pentru furtună. Prin furtună. În furtună, prin furtună, pardon, v-am spus că se vede mai rău. Prin furtună, prin fratele Petru Huțuțui. Sunt toate aceste cărți, dacă ne puteți da informații, unde se găsesc, cum le găsim? La editura Little Lamb și la noi și la platforma la prietenii mei din Arad, la Vocea Creștinilor. Cine vrea poate să ne contacteze. Perfect, mulțumim pentru aceste informații. Totodată, încă o dată, mulțumesc pentru seara aceasta. Mulțumim lui Dumnezeu că am putut să fim împreună, pentru că am putut să slujim împreună.
Dumnezeu ne-a ținut în picioare, frate Petru, și astăzi ne-am bucurat în timpul acesta. Am trecut amândoi prin furtuni, dar Dumnezeu acest gând m-a trecut în seara aceasta. Am trecut prin furtuni mari. Vorbeați de problema care a fost în 2022 și știu undeva în luna septembrie-octombrie. Și Dumnezeu v-a ținut în viață ca astăzi să ne revedem în seara aceasta aici. La fel și eu am trecut prin cancer, puțin cred, dar dovezile stau la Spitalul OncoHelp din Timișoara. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot și îi mulțumesc în seara aceasta ne-a folosit Dumnezeu în modul acesta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, toți care ați fost pe toate platformele din seara aceasta pe care am transmis. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Emisiunea aceasta o puteți revedea în scurt timp pe canalul de YouTube Radio Psalmi și nu numai, ea se va publica și pe Radio Psalmi, acolo unde se transmite 24/24. Puteți să accesați radiosalm.ro sau dacă aveți aplicația pe telefon, puteți să ascultați și prin aplicație. Prin Radio Box, acolo sunt și noi, printre toate radiourile din România și nu numai. Vă doresc o seară binecuvântată, frate păstor, un salut scurt și încheiem seara aceasta. Vă doresc pace. Dacă este pace și sănătate, avem tot ce ne trebuie. Amin. Cu acestea vă spunem o seară binecuvântată, vă dorim noapte bună, Dumnezeu să fie cu voi, cu toți. Amin.